Salutare, prieteni! Eu sunt domnul Dividende și bine ați venit la un nou video. Înainte să încep, ca de obicei, vreau să mulțumesc din suflet abonaților și tuturor celor ce mă urmăresc. Pentru ceilalți care au ajuns pentru prima oară pe canal, vreau să vă spun că urmăriți un canal de investiții, urmăriți aventurile mele pe bursa din state, acolo unde investesc în companii ce oferă dividende și le cresc de la an la an, iar obiectivul meu este să ajung la un cash flow pasiv care să-mi asigure o independență financiară. M-au întrebat mulți oameni ce Dumnezeu înseamnă cifrele de la început, de pe pictograma videoului. Cred că am mai explicat o dată, dar dacă n-am făcut-o, o să spun acum. Acea cifră este pur și simplu valoarea portofoliului din momentul în care filmez videoul. Așadar, sunteți cumva la curent înainte de a intra pe video cu valoarea portofoliului meu și puteți vedea vedeți foarte ușor cum a evoluat în timp. Astăzi vă povestesc despre unul din subiectele mele preferate și anume actualizarea lunară a portofoliului. Martie a fost o lună bună și am prezis asta încă de acum o lună. Lumea s-a speriat, a început să vândă, a început să vândă mai mult decât m-am așteptat. Nu credeam că o să se ajungă la scăderile de genul acesta. Cred că am avut minus 35% în punctul de minim de la maximul din februarie. În fine, lumea s-a panicat, a fost normal, dar cumva și mulți așteptau cumva un, o scuză sau un prilej să vândă și erau pregătiți și cred că așa se explică și această volatilitate destul de mare din ultimul timp. Am avut o fereastră de timp. Destul de mică, de cam o săptămână în care absolut totul a fost foarte jos. Am avut, cred că, aproape toate acțiunile mele de pe lista aceea de cumpărături pentru 2020 la reducere. N-am reușit, din păcate, să le iau pentru că eu investesc întotdeauna la începutul lunii, după ce mi-intră salariul. Știți foarte bine că nu fac market timing, momentul când am bani, investesc. Dacă reușesc să prind un preț bun, ok. Dacă nu reușesc să prind un preț bun, ae îi las pe ceilalți să devină miliardari pentru că apare în zilele astea toată lumea știe când o să fie punctul de minim, toată lumea știe când o să fie punctul de maxim. Nu înțeleg de ce nu sunt milionari și miliardari. Deci fac aici o mică paranteză. Grupurile de uh, finanțe personale și de investiții de pe Facebook sunt absolut delicioase în perioada asta și nu spun asta pentru a părea aroganță sau pentru că vreau să fac mișto de uh, oameni și de temerile lor, pentru că e normal să fii speriat, e normal să Uh, ai temeri în legătură cu valoarea portofoliului tău și să vrei să iei acțiunile cele mai bune. Însă, sunt foarte mulți oameni care dau tot felul de sfaturi, uh, mai mult sau mai puțin inspirate, și e fascinant să fii pe un grup de, de finanțe personale sau de dezvoltare personală în ceea ce privește investițiile și așa mai departe în perioada asta, pentru că nu știu, se pare că lumea se pricepe, românii se pricepe și la investiții. Știu că ne pricepeam la politică, fotbal și se pare că ne pricepem și la investiții foarte bine. Nu înțeleg cum naiba suntem toți atât de sărași, pentru că aparent toată lumea știe când trebuie să vinzi, când trebuie să cumperi, când trebuie să ieși din piață, când o să scadă bitcoin când o să crească Tesla. Tot, toată lumea știe tot. Nu știu, e... e show de, de stand-up, sunt mici copii, deci nu râd la un show de stand-up, cât râd când citesc uh, toate chestiile de pe Facebook. Este absolut senzațional. Iar dacă mai văd oameni care sunt și la început și cer niște sfaturi, niște cărți de citit, așa, chestii de genul ăsta, ca să-și poată construi și ei o bază, uh, e foarte amuzant să vezi când sunt recomandate tot felul de mizerii, precum Kiyosaki sau Tony Robbins sau alte prostii. Pentru că lumea doar asta a citit, Kiyosaki, și crede că ăla este Dumnezeu pe pământ. Dar că, dacă se uită puțin, Kiyosaki nu este un investitor, este doar un guru și aș îndrăzni să spun că este unul fals. Dar ăsta este nivelul, prieteni. Astea sunt căr cărțile pe care le citim, ăștia sunt oamenii pe care le recomandăm. Nimeni nu recomandă Warren Buffett, Dumnezeul investițiilor, nu înțeleg de ce nu l-ai recomandat pe cel mai bun om în investiții în viață. Nimeni nu recomandă Charlie Munger, cred că nici nu au auzit cine e ăla. Peter Lynch, Howard Marks, sunt sigur că numele astea sunt absolut străine. Tot ce știu este Kiyosaki, Tony Robbins, mai presară câte unul aici colo, Ray Dalio, alt Dumnezeu cu portofoliul lui cu All Weather, m-am nebunit cu portofoliile alea All Weather și tot felul de chestii de genul acesta, dar nu mai citiți Kiyosaki. Este o mizerie. Nu mai recomandați Kiyosaki pentru că este o mizerie. Singura carte vagutilă a lui Kiyosaki este Rich Dad Poor Dad sau Tată Bogată Tată Sărac, o carte pe care am citit-o și eu atunci când mă aflam la început, adică acum 15 ani de zile, când evident că nu știam absolut nimic, abia învățam să mă leg la șirături. Și da, cartea aia a fost bună la momentul acela. Așa cum un abecedar este bun pentru cineva care abia începe să scrie și tată bogat, tată sărac este, bun pentru, este bună pentru cineva care abia începe să investească. Dacă știi ce înseamnă o acțiune sau un pasiv sau uh, un bun care ți aduce, pardon, un venit Deja ai trecut de, nivel de, de, de nivel, nivelul acestei cărți, n-ai nevoie de Kiyosaki. Orice altceva de la Kiyosaki este o mare mizerie. Omul exagerează foarte multe lucruri și așa mai departe și nu are rost să-ți pierzi lumea cu prostiile astea. Citește Warren Buffett, citește Peter Lynch, citește Howard Marks, citește Charlie Munger, nu mai citi Kiyosaki. Bun, gata, am terminat, mi-am scos din sistem și... Uh, Frustrările astea, e greu să stai în casă atâta timp, trebuie să mă înțelegeți. Am închis paranteza, îmi pare rău pentru uh, că am divagat. Haideți să ne uităm ce am făcut în martie. Uh, luna a început destul de bine, m-am entuziasmat puțin cam tare. la început, trebuie să recunosc că am văzut acel minus 10% și eram wow, n-am mai avut scăderile astea de prin decembrie anul trecut, trebuie neapărat să investesc. Din păcate m-am entuziasmat puțin cam tare, așa cum ziceam. Am alocat o tranșă mai mare decât de obicei, cred că am investit în jur de 1500 de dolari și uh, am încercat să cumpăr toate acțiunile care erau la un preț bun la un momentul acela. Ulterior au mai scăzut cu vreo 20-25%. Mi-a părut rău, evident, voiam să cumpăr totul mai ieftin, dar asta e viața, nu facem market timing, nu ne uh, facem acum sânge rău că am uh, ratat aceste prețuri. A, e, dacă le mai prindem le achiziționăm, dacă nu, cumpărăm ce uh, are o valoare bună la momentul în care avem bani să investim. Nu stăm pe cash săptămâni la rând pentru o posibilă scădere care poate să nici nu vină. Uh, în aprilie o să revin la tranșa obișnuită, așa cum povestesc și în articol, deși sunt într-un domeniu considerat relativ sigur, și anume IT-ul, nu aș vrea să ajung la mâna hazardului, deci vreau să-mi crez neapărat fondul de urgență la așa de zile. Uh, poate că am fost puțin prea naiv în trecut, uh, având un fond de urgență de doar 3 luni de zile, dar nu nimic, uh, încerc să învăț din, uh, din chestia asta și să devin mai înțelept, să-i spunem. Luna martie uh, a adus niște chestii mai puțin plăcute și anume unul dintre cititorii mei mi-a semnat la faptul că DriveWolf nu mai acceptă clienți noi. Am povestit uh, pe larg în, uh, într-un articol precedent despre ce am pățit cu DriveWolf am crezut că voi fi transferat la albroker Avenue Securities, după aia am citit că de fapt doar clienții brazilieni ai lui DriveWealth vor fi transferați. În fine, este încă o confuzie destul de mare, nu se știe ce se va întâmpla. Nu o să-mi transfer pentru moment portofoliul de la DriveWealth, rămâne acolo până aflu mai multe uh, informații concrete, dar nici nu o să mai depun bani la ei. Nu mai acceptă clienți noi, așadar nu mai pot să recomand DriveWealth și din acest moment brokerul meu este Interactive Brokers. Bine te-am găsit, Interactive Brokers, aveți mai multe detalii pe finanțepersonale.ro. Este blogul lui Ștefan, povestește foarte bine despre Interactive Brokers, are o grămadă de ghiduri, povestește și despre TradeStation Global, un alt să spunem, broker care lucrează în parteneria cu Interactive Brokers, are comisioane mai mici, duceți-vă la el, face o treabă excelentă. Mulțumesc încă o dată, Ștefan, pentru ghidurile tale. O să fie un coșmar pentru Excel-uri, o să am trei brokeri, abia aștept să scriu o mie de chestii în excel ul ăla și să nu mai știu pe unde am acțiunile, dar asta e, n-avem ce face, ne adaptăm din mers. Bun, ce am achiziționat în martie? Nu se compară cu ce am achiziționat în februarie, cred că acolo cumpărasem vreo 37 de acțiuni, numărul de data aceasta este ceva mai mic și acestea sunt toate acțiunile pe care le-am cumpărat în martie. Am prins ABBV-ul la un preț destul de bun, este una dintre companiile mele preferate, ABBV activează în domeniul farmaceutic, lucrează în zilele acestea la dezvoltarea unui vaccin, Doamne ajută să le iasă, Doamne ajută să meargă totul bine o companie pe care o iubesc. Foarte probabil voi mai cumpăra niște acțiuni pentru că îmi plac la nebunie. Am luat niște ADM, niște AOS, Aflac, o altă companie în care probabil voi mai investi în curând, AMP. Am luat și niște Tutun, niște BTI. Avem nevoie și de acțiuni de genul acesta cu un randament ceva mai mare. Am luat niște acțiuni și la Comcast pentru că toată lumea stă în casă în perioada asta și serviciile operatorilor sunt din ce în ce mai cerute, așadar aveam nevoie și de câteva comcast în portofoliu. De o acțiune la Fast, o acțiune la General Dynamics, o companie din sectorul apărării, din domeniul apărării, are contracte cu guvernul american. Dividendul este destul de sigur. Este o investiție sau o decizie de a investi foarte ușoară. Mă și la competitorii lor, LMT sau NOC, o să văd, sunt destul de scumpi cei, uh, s-ar să mai cumpăr încă un uh, GD, vedem. Am luat trei la Kroger, uh, probabil singura acțiune din portofoliul meu, care a fost pe verde în perioada asta, este ceva senzațional. Până și Warren Buffett a investit în Kroger și cumva cred că și din pricina aceasta oamenii au început să investească în Kroger și să capete o atenție mai mare decât de obicei. Ei activează și în domeniul retailului și de aceea au reușit să facă față puțin mai bine decât ceilalți acestei perioade. Am luat și un low, LOW, -w. am mai cumpărat și MSM, am luat două acțiuni și la OZK instituțiile financiare nu o traversează neapărat cea mai bună perioadă în momentul ăsta, mai ales că dobânzile sunt în scădere, deci profitul lor va fi în scădere. Cred că o să mă potolesc puțin cu acțiunile din domeniul financiar și nu cred că o să mai adaug prea curând, să vedem. Simon Property Group au o acțiune care a avut un timing și un moment foarte prost, cred că am luat-o la 123 de dolari, iar acum e undeva în jur de 45% reiturile au fost lovite foarte, foarte tare în perioada asta, pentru că toți cei care închiriază spații în moluri nu pot să-și plătească chiriile în perioada următoare sau au dificultăți în a-și achita chiriile în perioada următoare. mi e foarte teamă pentru să păgâ. Cred că va fi prima companie care va tăia dividendul din portofoliul meu. Abia am achiziționat-o, deci este un moment, am avut o inspirație fantastică ae vom analiza situația de la caz la caz știu că am scris că atunci când o companie își taie dividendul o voi vinde automat, doar că de data aceasta nu este neapărat vina companiei ci situația a făcut ca guvernele să închidă tot și aceștia să nu mai aibă venituri Să are o, o balanță foarte bună o, o situație contabilă foarte bună și au o grămadă de cash la dispoziție și o grămadă de, de finanțare, o linie de credit foarte bună, dar s-ar putea să își taie dividendul. mi-e, mie e foarte teamă pentru, pentru această acțiune. Am cumpărat și Son, am cumpărat și UPS, mulții cântau Prohodul, UPS, FedEx, ce sunt prostiile astea, Amazon e viitor, au zis la Amazon că-și fac ei flotă personală, nu o să mai folosească UPS. Da, mă băieți, dar flota aia nu se face de pe azi pe mâine, ce să vezi tot avem nevoie de curieri, tot avem nevoie de transportatori. Iar dacă UPS-ul nu a evoluat atât de prost pe credeți voi, nu știu cum va evolua în viitor, dar pentru următorii ani de zile, cel puțin 5 ani de zile, n-am nici o mică grijă în privința UPS-ului. Am cumpărat o acțiune și la Axon, Exxon este uh, o companie pe care am luat-o, cred că acum o lună sau două pentru prima oară. Acțiunea asta pe care am luat-o în martie a fost mai mult așa în ciudă și vă povestesc imediat de ce. Uh, prima oară când am luat Exxon am luat-o la aproape 64 de dolari. Când am văzut că a scăzut la 51 mi-am spus că trebuie neapărat să persist în, în prostia mea și să mai iau încă o acțiune. Mi-e teamă și pentru dividendul lor pentru că avem un război al petrolului între Rusia și Arabia Saudită, bar, n-am cum voi evolua. Aseară Trump a zis că ar fi semne că ăștia vor să reducă producția și să nu mai arunce o grămadă de petrol să nu mai producă o grămadă de petrol la Iurea. N-am nici cea mai mică idee ce se va întâmpla, dar mi-e foarte teamă și pentru uh, XOM. Sunt două companii care s-ar putea să-și taie dividendul. Nu e bine, a e trecem mai departe, încercăm să învățăm uh, cât putem din, uh, din, ceea ce se va întâmpla. Și ultima acțiune a fost evident de la Walgreens, WBA, mega imajul farmacilor din state, cum îmi place mie să spun, iarăși mulți când dă prohodul, o să vândă Amazon medicamente, deci e clar că o să vină o perioadă grea. S-ar putea să vină o perioadă grea, s-ar putea să aibă dreptate, n-am nici o mică idee, dar în momentul când ai atât de multe farmacii peste tot și ești efectiv mega imajul farmaciilor, nu o să dai faliment mâine, cred eu. Nu uh, vor cumpăra toți bătrânii aia medicamente online, mulți abar n-au ce înseamnă un calculator, mulți se vor duce în continuare la farmacii. Deci, Walgreens, pentru viitorul, sau pentru orizontul de 5-10-15 ani de zile, uh, cred că sunt în regulă. Am încasat dividende de la 14 companii și în sfârșit am trecut de pragul de două cifre pentru dividende, iar suma totală a fost de 14,75$. dolari. Aceasta este o sumă netă, întotdeauna vorbesc în uh, sume nete atunci când uh, vă povestesc cât am încasat. Aveți mai jos și o listă în ordine cronologică cu toate dividendele, uh, abia aștept să mai adaug și Interactive Brokers și să am trei broker pe care să trebuiască să-i urmăresc, <laughs> în fine. Uh, XTB-ul cu taxele lui generoase, uh, Drive Wealth, acestea sunt toate dividendele pe care le-am primit în, uh, în luna martie. Cu și niște creșteri de dividende, General Dynamics a avut o creștere de aproape 8%, uh, VPC-ul a avut și el un 0,2%, e o creștere decentă pentru un REIT în perioada aceasta. Iar uh, suma totală pe care uh, am primit-o e undeva la 65-66 de cenți. Nu este o, o, o sumă enormă, să fim serioși, dar este o sumă pe care am primit-o uh, pur și simplu din creștere de dividende. Dacă cineva ar vrea în momentul ăsta să primească 65 de cenți din dividende, ar trebui să investească aproximativ 18 dolari. Deci, cu alte cuvinte, aș putea spune că am economisit aproximativ 18 dolari făcând nimic. E uh, un proces care va fi uh, din ce în ce mai. Uh, pronunțat pe măsură ce trece timpul și o să vedem sume din ce, în ce mai mari pe care le economisesc între ghilimele prin aceste creșteri de dividende și abia aștept să pun dată bulgărele la, la treabă și să devină din ce, în ce mai mare și dobânda compusă să își facă și ea treaba. Valoarea portofoliului a avut și a de suferit, evident. Linia este ascendentă pentru că am tot pompat bani în portofoliu, dar în momentul de față mă situez undeva la 5400 de dolari. Dacă lucrurile ar fi fost sau ar fi evoluat în mod normal, valoarea ar fi fost mai aproape de 7000, așa trebuie să ne mulțumim cu 5400, nu-mi fac griji, nu mă interesează capitalizarea, mă interesează în principiu dividendele, iar acestea sunt, sunt deocamdată pe calea cea bună. Am povestit aici și de Exxon și SPG, am intrat deja în detalii despre lucrul acesta, nu o să mai povestesc chiar așa. Abia aștept să vină tranșa pentru aprilie, pentru că în momentul de față sunt o grămadă de companii reduse și uh, abia aștept să cumpăr uh, și să inițiez niște poziții în niște companii pe care le urmăresc de ceva timp, dar pe care nu am putut să le achiziționez pentru că erau foarte scumpe. Abia aștept să cumpăr un JNJ, uh, nu mai vreau să-mi scape, abia aștept să cumpăr un Coca-Cola, abia aștept să cumpăr Pepsi și mai am câteva companii pe listă, o să vă țin oricum la curent în momentul în care fac aceste achiziții. O altă decizie pe care am luat-o a fost să renunț la actualizările săptămânale. Am impresia că acestea diluează cumva calitatea articolelor. Nu puțin au fost momentele când voiam să scriu ceva și trebuia cumva să scriu și articolul de actualizare săptămânală, N-aș vrea ca unele articole bune să se piardă și să nu fie citite la fel de mult pe cât mi-aș dori doar din cauza acestor articole săptămânale. Totodată am văzut că actualizările săptămânale sunt destul de puțin uh, citite, deci generează un interes destul de mic, iar de multe ori vă mărturisesc și vă recunosc că mă simțeam cumva obligat să le scriu pentru că se termina săptămâna și trebuia să încropesc neapărat acolo ceva ca să scot actualizarea. Nu mai vreau să fac lucrul acesta, vreau să scriu din plăcere, nu din obligație, așadar am decis să renunț la ele. Nu știu dacă voi reveni vreodată la actualizările săptămânale, dar deocamdată nu le veți mai vedea pe blog. Chit că scriu mai rar, dar vreau să mențin o calitatea mesajului cât mai crescută și o calitate a articolelor uh, cât mai crescute și să aduc plus valoare prin uh, toate articolele și prin toate videourile pe care le postez. Cam atât pentru această actualizare de martie. Poate să vă mai arăt pe final cum arată portofoliul meu. Uh, e plin de roșu, evident. Vă spuneam despre Kroger uh, pe verde. Uh, James Mucker uh, au ajuns și ei pe verde. Și cam atât, da. În rest, totul este roșu de sus până jos. Pierderea e undeva la 1500 de dolari. Actualizarea asta am făcut-o, cred că acum câteva zile. Și uh, randamentul este de minus 21%, dar nu e nicio problemă. Ce mă interesează este randamentul dividendelor nete. Vedeți că generăm aproape 220 de dolari. Acest randament crește ușor, ușor este îmbucurător lucrul acesta și e singurul lucru care mă interesează. Am încercat să-mi sparg aici în zona asta companiile pe sectoare. Din păcate am o alocare prea mare pe unele sectoare și prea mică pe altele. Voi încerca să rebalansez puțin chestia asta și să țin cont puțin de ea atunci când voi cumpăra acțiuni noi. Dar în această fază a portofoliului, când sumele investite sunt destul de mici, Uh, e destul de greu să ai o alocare perfectă pe sectoare. Cum e destul de greu să mă mențin aici sub 5%, obiectivul meu, așa cum v-am povestit într-un articol mai vechi, este să nu am nicio companie cu o alocare mai mare de 5%, cu o pondere mai mare de 5%. Din păcate, e destul de greu să faci asta când sumele investite sunt mici, dar uh, poziții precum MMM, uh, MO și ABVV vor uh, avea cumva parte de mai puțină atenție în următoarea perioadă. Voi încerca să adaug la alte poziții mai întâi și abia apoi la acestea, pentru că nu vreau să am o expunere prea mare pe o anumită companie și în cazul în care se întâmplă ceva cu ea, nu vreau ca portofoliul meu să fie afectat foarte tare. Ideal ar fi să mențin toate ponderile astea sub 5%, poate chiar sub 2-3%, dar uh, nu în această fază în care abia încep să-mi construiesc portofoliul. Cam atât pentru portofoliu, cam atât pentru actualizarea pe luna martie. Aveți grijă de voi, este o perioadă grea, o să urmeze o perioadă mult mai grea. Aveți grijă de fondurile voastre, aveți grijă de cei dragi și nu uitați celebrele vorbe. Bursa este locul unde banii se transferă de la cei ce tranzacționează activ la cei ce tranzacționează cu răbdare. Pe data viitoare!